Sunetul. Sunetul are o forță creatoare. Sunetul este capabil să clădească, dar să și dărâme, deoarece tot sunetul are o influență asupra sufletului nostru. Sunetul muzicii, de care ne bucurăm în coloana sonoră a unui film, sunetul păsărilor dintr-un documentar, sunt lucruri de care astăzi ne bucurăm, dar care, la început, nu erau posibile. Pentru mulți, mulți ani, de la începuturile cinematografiei, publicul se putea bucura de imagini în mișcare, dar nu și de sunetul asociat acestora, cu care astăzi suntem deja obișnuiți. Obiceiul se formase ca alături de proiecția cinematografică să existe o coloană sonoră muzicală asociată filmului proiectat sau, în cele mai fericite cazuri, însoțite de o orchestră într-un concert asociat peliculei. Primele filme cu sunet asociat imaginilor apăruseră deja încă din anul 1900 la Paris, dar acestea erau prezentate ca într-o expoziție, ca o noutate. Urmau să treacă mai mult de 20 de ani ca această tehnologie să ajungă la publicul larg, astfel că în anul 1923 apăreau deja primele filme cu coloane sonoră, acestea fiind de obicei filme scurte, dar care aveau să schimbe total peisajul cinematografiei dominat până atunci de filmele mute. Primii pași spre comercializarea acestor noi filme s-a făcut pe la mijlocul anilor 20. Acestea erau poreclite imagini vorbitoare, pentru că vocea pe care spectatorii o auzeau era înregistrată și apoi suprapusă peste imaginele în mișcare. Primele filme de lungmetraj, care includeau și o coloană sonoră, conțineau doar muzică și efecte sonore, iar prima producție care a integrat toate aceste trei componente care urmau să compună sunetul unui film, vocea, muzica și efectele sonore, a fost Cântărețul de Jazz, în anul 1927. Tehnologia care a stat la baza acestei inovații se numea Vitaphone, fiind un sistem în care un disc de vinil era conectat mecanic la un proiector, astfel se putea realiza sincronizarea imaginilor cu cea a discului de sunet. Ajungem în anii 30, când filmele cu coloană sonoră, în care puteam auzi voci, muzică și sunet, erau deja un fenomen global, dar mai cu seamă în Statele Unite, acolo producătorii au fost foarte deschiși spre a folosi această inovație. Astfel s-a născut unul din primii poli ai cinematografiei mondiale, Hollywoodul. Spre deosebire de americani, europenii au fost foarte sceptici să folosească sunetul asociat imaginilor pentru că aveau dubii dacă va aduce un plus de valoare artei cinematografice, ca nu cumva dialogul sau sunetul să deturneze importanța estetică vizuală a producțiilor. Și în Japonia fenomenul a întârziat foarte mult, acolo se crease obiceiul de a integra spectacole de scenă cu actori în cadrul proiecțiilor de film, fapt care a încetinit răspândirea filmelor vorbitoare. Odată cu apariția sunetului în film, au apărut și noi obstacole, deoarece în timpul filmărilor, camerele de luat vederi făceau un zgomot care acoperea vocea actorilor. Astfel au fost nevoiți să le închidă în cutii antifonate, dar care îngreunau echipamentul și limitau mișcările camerei. Sunetul era înregistrat cu microfoane atașate pe o prăjină lungă pentru a atenua zgomotul, dar aceasta a însemnat că actorii nu se mai puteau mișca liber în scenă. Luminile cu arc electric, care până atunci erau zgomotoase, trebuiau și ele înlocuite cu becuri cu filament incandescent. Suntem în anul 1935.
filmele sonore sunt deja la maturitate, s-au dezvoltat tehnologii de sunet care să îmbunătățească fidelitatea și calitatea înregistrărilor, dar și cea a redării și amplificării în sala de proiecție. Apar vedetele lumii filmului cu voci plăcute și talent muzical și noi genuri de film, musicalurile. Dar în același timp și mulți actori, care până atunci aveau probleme de dicție sau accente puternice, au început să dispară din lumina reflectoarelor în favoarea actorilor de scenă profesioniști. O altă problemă pe care și-au pus-o șefii studiourilor de producție a fost dacă producțiile vor mai avea același succes în străinătate, pentru că până acum cartoanele filmelor puteau fi traduse, dar acum limba filmului va rămâne și peste hotare. Din fericire, lumea s-a adaptat ușor, iar filmele au început să aibă un circuit internațional, fie ele în limba engleză, franceză, japoneză sau germană. A urmat apoi, de-a lungul anilor, foarte multe inovații și îmbunătățiri, coloane sonore suprapuse, efecte și sunete de ambient, tehnica Foley de a imita sunetele naturale în studio pentru a deservi imaginea într-un mod mai precis. Toate acestea au ajuns în decursul anilor standarde folosite în aproape toate producțiile cinematografice. Acum nu ne mai putem închipui o lume a imaginilor în mișcare fără o coloană sonoră. La început a fost considerat un pas mărunt în lumea cinematografului, dar a ajuns să fie aproape la fel de important ca ceea ce vedem astăzi proiectat pe ecrane. Este a doua jumătate pe lângă imagine a ceea ce numim astăzi arta cinematografică.